Domnule Atanasiu, PNR-ul are în acest moment o lipsă de reacție sau o reacție întârziată, sesizată de jurnaliști și poate de opinia publică, cea care urmărește politica. Au existat declarațiile mobilizatoare legate de dorința formării unei majorități, de dărâmarea actualului guvern. Mai sunteți așa siguri că veți reuși să dărâmați guvernul? Iar răspunderea noastră, pe care noi am înțeles-o foarte clar, de a înlătura guvernul Ponta cât de repede posibil. Guvernul Ponta este un guvern nociv, cel puțin din două puncte de vedere. Primul, că administrează prost România și a blocat toate investițiile publice din România numai de dragul de a avea niște economii la buget care să permită să ia niște măsuri de relaxare fiscală. Doi la mână, pentru faptul că este guvernul care luptă cel mai tare împotriva afirmării justiției și a statului de drept în România. Când spuneți că s-au blocat investițiile, la ce vă referiți? Că mă refer la toate investițiile publice centrale și locale care anul ăsta au fost blocate, numai pentru a avea economii la bugetul de stat. Uitați-vă că după ce am început din absorbția fondurilor comunitare, punând contribuția noastră din bugetul de stat pentru respectivele proiecte, de un an și jumătate am blocat orice absorție de fond comunitar, nu se mai pune nicio contribuție locală, locală, adică românească, și asistăm la o cădere a investițiilor publice foarte gravă pentru o țară care vrea să aibă o lipsă ținută de dezvoltare. Auzeam pe Ponta spunând că să avem peste 3% creștere economică anul ăsta. Așa ar fi trebuit dacă continuau investițiile. Din păcate, investițiile n-au continuat, n-am pus contribuția noastră și nu o să avem această surpriză plăcută și asta o să o resimțim nu atât anul ăsta, cât pe anii viitori, la anul și peste 2 ani, când lipsa de investiții de anul ăsta nu duce la creșterea economică pe care noi o sperăm. Acum, spuneți-ne dacă perspectiva asta a formării unei majorități și a dărâmării guvernului Ponta se mai poate proiecta pe termen scurt, mediu, sigur vorbeați despre niște, despre niște înțelegeri cu UDMR absolut insuficiente, pentru că imaginea pe care o lăsați este aceea că nu reușiți și cel mai probabil nu veți reuși pe termen scurt sau mediu să dărâmați guvernul Ponta. Deci noi ne-am propus ca până la finalul acestei sesiuni parlamentare să depunem o moțiune de cenzură. De asemenea, imediat la începutul lunii mai vom adopta în Consiliul Național și programul de guvernare pe care l-am propus, alături de celelalte probleme pe care le avem de discutat atunci. Și în momentul acela suntem pregătiți de depunerea moțiunii de cenzură. Tot în Consiliul Național vom stabili și tema moțiunii de cenzură împotriva guvernului Ponta. Nu avem decât, ca un partid serios, să discutăm cu toți parlamentarii, să-i lămurim că acea moțiune de cenzură este din interesul cetățeanului și ar trebui să ne se alăture. Dacă vom reuși să lămurim peste jumătate de degeaba mi se alăture cetățeanul dacă nu îi se alătură oamenii trebuie politici. Trebuie să ne se alăture parlamentarii, fiindcă un guvern pică în parlament, nu pe stradă. Sigur. Și avem nevoie de peste jumătate din voturi. Dar în același timp, eu le repet celor care își doresc să intrăm mai repede la guvernare sau își doresc să dărâmăm mai repede guvernul Ponta, nu suntem dispuși să negociem posturi contra voturi și parlamentarii care cred că suntem atât de disperați să facem o majoritate încât să le oferim posturi guvernamentale sau de altfel, se înșală. O să purtăm discuții cu oamenii care onest vin la discuții pe idei politice, pe principii, pe soluții și nu pe posturi. Domnul Blaga spunea că în moțiunea de cenzură pe care intenționați să o depuneți în iunie, a tot fost amânată până acum, va exista o ofertă de nerefuzat pentru celelalte forțe politice din opoziție. Nu neapărat o ofertă, ci o temă. O temă de nerefuzat. E doar o formă de marketing politic, de promovare, de teasing sau... Care e tema asta? Deci va fi o temă de interes public, o temă pe care cetățenii și-o doresc. Acum, nu puteți devoala încă?
Nu pot să te vorbesc, fiindcă noi avem trei teme pe care le propunem Consiliul Național și o să vedem Consiliul Național ce hotărăște. Care acolo sunt aceste trei teme? Să discutăm, lăsați-ne să le discutăm în Consiliul Național și după aceea o să vi le spunem. Important este ca și parlamentarii să fie în consens cu cei pe care îi reprezintă. Fiindcă nu de fiecare dată am văzut că parlamentarul să voteze în consens cu ceea ce își dorește alegătorul său și de aceea eu sunt mai puțin optimist că nu ne va refuza nimeni și că 100% din parlamentari vor veni alături de noi pe o temă de